Mă numesc Tănăsescu Constantin, am 86 de ani și în Mișcarea Legionară sunt încadrat din 40. Arestat am fost în 1948, am avut condamnare 15 ani, i-am făcut pe toți și acum actualmente sunt aici în Partidul pentru Patrie și în Organizația Poștilor Legionari și Poștilor Deținuți Politici. Care a fost motivul pentru care ați fost condamnat? Cum? Care a fost motivul pentru care ați fost condamnat? Motivul condamnării a fost tot activitate regională. Dar pentru că noi am fost foarte precauți, că șeful meu, fata noastră care era curier, era cam de vârstă cu mine. Și nu a știut multe și, în definitiv, nici nu a putut să spună prea mult. În felul ăsta am intrat numai 5 în organizația noastră. N-am dat în sus oameni, n-am dat nici în jos, n-am dat. Așa că n-am fost prea mulți în închisoare. Și din ei m-a revise că nu mai găsesc decât unul la Craiova. Nu mai m-am dus să-l văd unde e, nu mai știu asta. Ce să spun mai mult? Am stat la Gherla, acolo m-am îmbolnăvit, de acolo m-a trimis la Băcărești, acolo era un centru de triere pentru bolnavi de TBC. Nu m-a trimis nici la spitalul închisoare, m-a trimis la Aiud și acolo m-am făcut bine, am mai lucrat în fabrică acolo, la Aiud, eram meseriaș și acolo am avut și legionari în echipa mea, încât acțiunea mai importantă pe care am realizat-o acolo, în afară de faptul că noi trimiteam ajutoare la... Noi am lucrat, nu am stat degeaba acolo, toți care lucram în fabrică, din tot ce ne prisosea, trimiteam la Zarca. Zarca era închisoarea veche, cu un etaj, care s-a auzit de ea. Acolo erau majoritatea legionarilor importanți și cu funcții, și din țărăniști erau și liberal mai puțin. Nu prea i-am văzut în închisoare. Și felul acesta am trăit toată închisoarea care am făcut-o la Aiud până am terminat cei 15 ani. Când am urcat în tren, tot mă uitam să văd dacă mă însoțește cineva. Să mă ia de braț să mă ducă în Bărăgan. Că avea obiceiul ăsta, te lua, te ducea acolo și îți dădea domiciliu obligatoriu. Am scăpat de chestia asta. Altceva ce pot să spun, în închisoare stai și poate că nu m-a enervat nimic în închisoare mai mult decât ofițerul politic care special în fiecare zi făcea ședință cu gardienii și învăța cum să ne insulte cât mai rău. Încât, sigur că trebuia să te ții de strângi mâinile și să vezi de treaba ta, să nu te enervezi. Dar sigur că enervarea se face totdeauna, om ești. Și în felul ăsta a trecut 15 ani, destul de greu. Poate că nu a fost foamea atât de mare, dar frigul l-am îndurat foarte greu. Și mâncarea apăcioară, ce să-ți dea. Te țineai de multe ori, a fost perioade mai bune, și atunci ne-a dat mâncare mai multă să nu ne revoltăm. Și când era ei mai tari, atunci dădea mâncare cât se poate de proastă. Din felul ăsta s-a trecut 15 ani, aproape că dacă mă întrebe amănunțit, nu sunt în stare să-ți povestesc 15 ani care însemna să stau ore întregi. Și ce să spun? Aceeași, te sculai dimineața, stai pe pat, la marginea patului și atât, nu mai aveai voie nici să te întinzi, nimic. Și să vorbești pe cât se poate de șoaptă, să nu te audă vecinii, ca și când cine știe ce complotam noi. Cam asta era viața, ne-am cunoscut și a durat până când ne-a izolat fiecare. La închisoare, cei de la 12 ani în sus erau plasați într-un loc, de la 12 ani în jos erau în alte locuri mai calde, mai bune în închisoare. Așa era felul de a pedepsi, pe metoda lor. Colectele care le făceam noi, ăștia care lucram și eram legionari, că cu alții n-am putut să colaborăm, chit că am știut că sunt care-i țărăniți, care-i liberal, care-i altceva, am știut care sunt, dar n-am putut cu ei să colaborăm. Iar colaborăm printr-un om care nu era pentru închis pentru activitate regională, el era pentru trecere de frontieră. Și, dar știam că e legionar. Prin el la baie îi lăsam ceea ce vrem să ducem dincolo, așa mergea și corespondența, tot prin el, că la o singură baie avea închisoarea Aiud. La baia aia veneau toți deținuții. Deci prin băiatul de la baie, prin el ajungea la Zarca. Toate lucrurile care trebuiau să meargă, zahăr, bomboane, medicamente, eventual dacă aveam un plus, puteam să le dăm, dar să știți că medicamentele și mie mi-a curat și la mai toți. Le cura sanitarul care era sergent major și era ungul. La un moment dat ne adună pe toți și ne spune că facem întreceri socialiste. Eu deja mă vorbisem cu toți, eram șef de echipă, ca meseriaș, și lucrătorii mei, majoritatea erau legionari, chiar dacă era advocat sau era un capitan, altul nu știu mai ce. Aveam și un evreu în echipa noastră, ne-am înțeles foarte bine cu el, dar asta era un pod patronaș, nu era un oarecare evreu. El a avut un atelier mic afară și l-a băgat și pe el în pușcărie, comuniștii, în 48. Și când am mers la întreceri, m-a întrebat, ei credeau că după felul cum lucram eu corect, a zis că eu sunt al lor, dar tu, Dumnezeu, sunt împotriva întrecerilor. Dar cu echipa, și echipa e de asemenea împotriva întrecerilor. Capitanul care conducea fabrica a fost un om inteligent și a oprit întrecerile, că și-a dat seama că cine știe cât mai spun contra. Și în felul ăsta a stopat întrecerile și s-a terminat, cum zic eu, bârciul de acolo. Să știi că mergeam de foarte multe ori, eram la școala profesională și seara plecam de la patron la 5, cam la 6 mergeam și eram la școală. Școala era pe Silvestru, era o bucată bună din Bulevardul Domniței până acolo. Mergeam pe jos. Acasă veneam la 11, la 12, depinde când mă aducea tramvaiul. Dar ce mai important este că eu mă duceam aproape fiecare seară. Se făceau ședințe în clădirea nouă, era un bloc de 10 etaje acolo, în curte la generalul Cantacuzino, și acolo mergeam și căscam gura și eu, ca mai mulți erau acolo. Și am aproape că cântecele toate, eu în 40 le-am știut învățându-le acolo. În ședință, formă în 40, când m-am înscris în organizație, am nemerit la o fabrică unde șeful meu era magazioner. El ne-a încadrat, ne-a înscris și în felul ăsta am început ședințele la Mișcarea Legionară. Ei, era partidul Totul pentru Țară, așa se numea atunci. Eu, partidul ăsta m-am înscris, dar Mișcarea Legionară era baza. Și în felul ăsta a trecut timpul, a durat prea puțin guvernarea legionară de 3 luni și s-a supărat Antonescu pe noi și ne-a dat afară din gardă. Vorba vine. Noi ne-am mai văzut de treabă atunci, care cum a putut să acționeze în timpul de prigoana lui Antonescu, că tot de prigoane am avut ocazie. Primul care m-am încadrat eu în 40 s-a numit Udoste Popescu, unul din cei 6 întemeietori, dar el s-a dat deoparte pe parcurs sau a fost bolnav, nu mai știu, dar știu atât că îi zicea Udoste Popescu. Și tot cu organizația asta am intrat din nou în închisoare 48. Sigur că cuibul nostru era cuib de muncitor, că lucram la o întreprindere AEG care era o sucursală a germanilor. Și eu lucram acolo ca bobinator. Acolo ne-am angajat în Partidul Totul pentru Țară, care aparținea de Corpul Muncitoresc Legionar, care șef al corpului era Dumitru Groza. Mitică, cum îi ziceam noi, nea Mitică. Și el era tânăr și noi eram și mai tineri, noi aveam 18 ani, care eram în cuibul ăsta. Mai Dorda era mai bătrân, de vreo 40 de ani, șeful nostru. Cu el am acționat și în perioada asta, în 48, și el a murit la mine, săracul. A murit printre primii legionari. Pe Mitică Groza personal nu l-am cunoscut decât în închisoare, la Aiud, unde lucram în aceeași secție cu el, la ajustaj. Afară nu l-am cunoscut personal, pentru că el era mult prea departe de cuibul nostru. Era prin funcția pe care o avea și avea și el și foarte multe ocupații. Nu, dar, de ce să spun, ne-am cunoscut destul de bine în închisoare. În 40 am mers la Jilava ca să vedem unde a fost îngropat căpitanul. Acolo am văzut pe cei 60-61 de, eu le zic tâlhari, ăștia din guvernări, în capul Iamandi, cu Gabriel Marinescu și cu alții, erau jos pe pământ, întinși și împușcați, gata, de care i s-a tras necazul lui Iacima mai târziu. Așa, iar acolo groapa am văzut-o cu o placă de mare de beton, care a tras-o cu macaraua deasupra căpitanului și a celorlalți 13 care i-am gropat. Și ce s-a întâmplat? Ăia, gardii ăștia, era numai șef de post, care luase 20.000 de lei primă. Au pus pământ repede să plece, să plece. Opa, stați așa. Deja pusese o jumătate de metru de pământ peste ei. Atunci a venit cu damigenele, 12 damigene de vitriol și a turnat peste pământul ăla. Și pământul s-a făcut cărbune, s-a carbonizat și în felul ăsta s-a putut recunoaște cine era căpitanul cu tumanul lui, cu cojocul, purta el un cojoc. Ceilalți s-a putut cunoaște fiecare, unii nu știu treaba asta, dar eu ți-o spun să registrez. A știut atunci fiecare, eu nu l-am mai prins în groapă pe capitan, că deja era luat. Noi acum veneam și am văzut numai groapa și toți bandiții jos acolo, toți împușcați. Asta le-am văzut eu cu ochii mei. 61, eu parcă 70, nu mai știu care era. N-a fost împușcat niciun comunist, nici altfel de oameni, nici hoți. Că să știi un lucru, în închisoare caută să plaseze oamenii celulă de celulă, să nu se cunoască între ei. Deci, în închisoare erau aceștia, Iamandi și Gabriela Marinescu, în niște celule și ceilalți între ei. Și totuși echipa de legionari de la Jilava n-a greșit să împuște niciun om de drept comun, nici hoți sau altfel de, nici evrei sau ce mai erau, dar evrei nu s-a, ei nu erau arestați, noi n-am arestat evrei. Mă mir cum își permite ăsta să spună fel de fel de minciuni. Domnule, magazinele legionare au făcut impresie totdeauna, a avut o marfă bună totdeauna, și prețurile oarecum normale. Nu ne puteam permite ca noi să vindem mai scump decât alții. Nu avea niciun sens. Și până la urmă, totuși, ne-a închis magazinele, că au zis ei că acolo ne vom întâlni, după cum a vorbit și Iorga, că ne întâlnim acolo ca să stabilim atentate și mai știu eu ce. Spusă de Iorga și de acolo a venit condamnarea cea mare de 10 ani a căpitanului. Restul, căpitanul își vedea de treaba lui acolo, n-avea timp nici haine să-și cumpere. De multe ori primea cadou de la oamenii noștri. Asta era, că el era ocupat toată ziua, numai acolo la sediu. Și eu mă duceam musafir seara. De ce să spun că am activat? Pe acolo, o seară când eram la sediu, acolo era sediu central, casa domnului general, Zizi Cantacuzino, văd că e o forfătă mare și văd să se adunează vreo 50 de legionari. După vârstă i-am văzut, după sumanul, că toți aveau sumane pe vremea aia, purta suman din ăsta cam maro, suman, și mi-am dat seama că se întâmplă ceva și eu, burăcască, eram acolo. Văd că dă ordini drepți pentru noi înainte și de la etaj vorbește generalul. Trăiască garda Corneliu! Să trăiți, domnule general, au răspuns toți. Și atunci l-am văzut pe căpitanul, tot în suman negru, maro, și pe domnul general de sus de acolo l-am văzut, de la etaj. Așa mergând, eu nu l-am întâlnit nicăieri. În 40 am acționat și acțiunea noastră, în primul rând, mergeam la botez și la anunți, anunți de regionali. Ei, la botez contribuiam și noi cu o taxă oarecare care o dam pentru recuperarea cheltuielilor a omului cu botezul, iar la anunță, la intrare și la ieșire, prezentam onorul cu salutul nostru la cei care ieșeau din biserică. Asta ne țineam mereu de treburi de astea, că doar de asta era pasionat să facem onoare celor care se căsătoresc și noi eram toți în uniformă, bineînțeles. N-am fost în tabără atunci, că eu până în 40 nu m-am încadrat și la tabără s-a făcut tabără cu muncă de folos obștesc. Multe tabere, majoritatea, au fost oprite pe timpul lui Carol, nu mai puținare. Da? Pe cât puteam, mai acționa. Ca să vă spun în câteva cuvinte ce s-a întâmplat în 40, eu lucram la întreprinderea AEG și la ora 2:30 plecam acasă. Dar n-ajungeam acasă, că ne opream pe Calea Victoriei, acolo unde a fost izolați și asediați, la prefectura de poliție a capitalei, era asediați legionarii. Și i-am văzut eu personal când a venit nemții cu două mitraliere cu afet, cu mitraliere pe ele, și le-am dreptat către prefectură. Și atunci au ieșit toți legionarii, primiseră de altfel ordine să iasă și să se termine chestiunea cu așa zisa rebeliune, care noi nu ne-am revoltat nicăieri. Noi ne-am baricadat în sediile noastre și am vrut să stăm acolo să demonstrăm. Și noi pe stradă tot demonstram. Strigam cât puteam. Una, alta. Ce strigați? Ce ne trecea. Păi, în general, voiam. Azi, destul de frumos vorbeam despre nemți, despre italieni. Despre Antonescu nici nu l-a înjurat nimeni, nici de lăudat nu l-a lăudat nimeni. Ne-am văzut în felul nostru de treabă. Aveam un capitan de românizare la fabrică, care mult s-a luptat el să ne bage la închisoare. N-a putut pentru că noi ieșeam la 2:30 și el nu ne mai vedea ce făceam. Și în felul ăsta noi am scăpat, ne-a arestat în 41. altfel foarte mulți au fost arestați legionari. Fiecare a mai activat, mai mult sau mai puțin. Despre distrugerile care s-au întâmplat în timpul așa zisei rebeliuni, e simplu treaba, că și acum, în vremea noastră, s-a văzut la Timișoara cum începuse să spargă magazine. Cine? Țiganii și borfașii de rând și tot felul de tâlhari. Tot aceștia au fost și aia care au desfințat templul evreiesc. Degeaba ne acuză pe noi că noi eram toți, 99% eram închiși, asediați de poliție. N-aveam cum să mergem acolo să distrugem o biserică. Pentru noi tot biserică însemna și templul evreiesc. Legionarii, toată lumea știe că au fost asediați. Deci nu putea să meargă acolo la templul evreiesc din Sfânta Vineri ca să distrugă acolo icoane și de lucrul ăsta noi nu ne-am ocupat niciodată. Mai ales că vroiam să devenim cu adevărat creștini, ori creștinul, pentru el nu există ungur, evreu, tătar, pentru noi sunt oameni. Noi nu ne ocupăm de chestii din astea naziste. Și nu ne-am ocupat nici atunci în 40. Inutil degeaba ne acuză pe noi. Noi nu am avut. N-am făcut rău la nimeni. Care a făcut, dacă e, i-a închis deja Antonescu. S-a trecut de mult cu... În timpul războiului era raționalizată pâinea, restul era o cartelă care o primeau oamenii civilii și își cumpăra zahărul, ce avea uleiul, asta le cumpăra. Restul, ca să zic așa, n-am auzit oameni să se baite atât de rău în timpul războiului, dar nici bine nu era, în orice caz. Eu am făcut armata la regimentul pionier de gardă, care era la Otopeni. Acolo nemții aveau niște barăci și ei veneau acolo și la un fel de concediu era acolo. Aveau altă mâncare, nu mâncarea care o mâncam noi românii, ei aveau mâncarea lor, o mai și plăteau, bere bea cât vrea, că bere era și pentru noi câtă vrem. Pot să spun, relațiile noastre cu nemții au fost normale, că nu aveam ce... Dușmănie cu ei nu aveam, dar nici prieteni prea mult nu eram cu ei. N-aveam ce să fim. În tot timpul războiului, până m-a luat militar, am lucrat la AEG, care se afla pe strada Doamnei, în București, acolo din bulevard se face imediat, acolo, strada Doamnei. Acolo am lucrat, după aceea m-am luat militar și nu mai știu nimic ce a fost acolo. La fabrica la care am mers acum, era fabrica un patron evreu, Edelstein se numea, dar patronul cel mai adevărat era ăsta, Mosteanu, care îl dase afară de la AEG, un oarecare neamț care fura, dar erau și un codoș al nemților. A vorbit la nemți și l-a dat afară pe Mosteanu, care era un evreu creștinat. Cu el acum mă întâlnesc la fabrica următoare unde intru eu și lucrez, la Edelstein, ăla care avea un atelier micuț, unde lucra motoare asemenea ca la AEG. Adică motoarele bobinam și le dam la clienții înapoi. Motoare vechi, nu motoare noi. Ăsta aici, evreu, fabrica și motoare până la 6 kW. Era talentul lui, mă rog. Nu avea clienți prea mult de motoare, că oamenii căutau motoarele germane, nu motoarele românești. Și aici, relațiile cu el, cu evreul ăsta, le-am avut foarte normale. Eu nu am făcut pe naționalistul cu el și el cu mine n-avea ce să facă. Că la un moment dat m-a programat, m-a numit maestru, prin felul cum eram eu, și meseria, și respectuos cu toată lumea. Ce pot să spun altceva? Acum. Aveam aici o familie care pusese tatăl croitor și din familia asta a murit până la urmă și mama copiilor. Unul din copii a ajuns colonel de securitate și a lucrat aici, la Perahova, de-i ziceau tot Sfântul, acea de Bătăușerea, tânhar. Iar ăsta, cel mai mic copil, era copilul unei oarbe care s-a căsătorit cu cel mai de treabă țigan din sat. Era fierar. Tatăl lui Gheorghiță ăsta era un țigan fierar în sat. Și jandarmii n-a găsit să ia pe altul decât pe țiganul ăsta, care a murit săracul în Transnistria, în lagăre acolo. Acolo i-au dus și i-au muncit toți care i-au dus acolo. Deci, așa se întâmplă cu situația. Și a rămas el cu mama lui oarbă. Stătea pe lângă mine pe aici și cu mama lui mai vorbeam, mai era acolo o mătuște a mamei lui și așa mai departe. Au fost aproape de mine. Ce am putut să fac? Dar eu, drept să spun, nu știu unde lucra el ca ferar, ca să pot să zic că am putut să intervin. Nici nu puteam să intervin. Era în timpul lui Antonescu. Nu puteam să intervin. Da. Fiecare căutam să ne facem alte ocupații. Și cu țiganul ăla a făcut copilul ăsta, se numea Gheorghiță. Și băiatul ăsta Gheorghiță l-am luat eu și l-am dus la fabrică, acolo unde lucram eu acum, eram maestru la bobinaj. L-am dus și s-a făcut și el bobinator. Dar a ajuns un vestiv, dar a murit de băutură. Și când a venit la mine, noroc, noroc, neatică, noroc, mă, Gheorghiță. Îți mă, neatică, dacă nu ți-ai văzut de treabă, zice el mie. Bine, mă, Gheorghiță, eu dacă nu mi-am văzut de treabă, am plătit? Tu ce vrei să mai ceri mie socoteală încă o dată? Sau vrei să-i luat vocabularul lui Uichitu? Ăla Bebe se numea. El avea liceu și cu liceu a ajuns colonel. Mă rog, așa era atunci, în perioada comunistă, bineînțeles. Și am stat 15 ani încheiați, după aceea sunt acum în libertate, nu știu până când, vom vedea. Sperăm că nu mai o să mai facă arestări nimeni. Primim o indemnizație de bani de la Asociația Poștilor Deținuți Politici, care s-a dat de bine de rău, ni s-a dat și cât dă, mie mi-ajung banii. Mi-ajungeau și dacă erau mai puțini, că cum mănânc eu diabet, mâncarea de diabet e mai rea, nu e așa de grozavă, prăjituri n-am voie, ciocolată, chestii de-astea. Asta nu mănânc niciodată, bomboane, m-am și dezobișnuit. Ca să nu avem probleme cu eventual urmașii mei, domnul Iulian, care a fost președintele partidului, a zis să vindem cu acte. Atunci am făcut acte și s-a vândut acest teren partidului Totul pentru Țară. I-a zis așa, mai târziu i-am zis Partidul pentru Patrie. S-a vândut cu 10.000 de lei metru, care bani i-am băgat la bancă și i-am înmulțit. După aceea am donat 6 milioane de lei eu. S-a donat și toți am făcut casa aceasta, cum o vedeți,